Mii de oameni își pierd viețile anual fiind implicați în accidentele rutiere. Nici cei care merg pe jos, adică pietonii, nu se simt în siguranță, atâta timp cât șoferii conduc în stare de ebrietate, fac exces de viteză sau pur și simplu sunt neatenți. Ce fac însă părinții care și-au lăsat copiii la joacă ori la sărbătoare și i-au adus acasă în sicrie? După înmormântare, ei sunt puși în fața unei dileme. Să caute dreptatea în judecată, care ar putea răspunde doar cu detenția vinovatului, sau să ierte ucigașii, căci oricum copiii lor nu pot fi readuși în viață. Urmăriți în emisiunea de astăzi 4 familii care și-au pierdut copiii în astfel de accidente. Vă promit că o să mergem până la ultima suflare să fie asasinul numai decât pedepsit. Eu nu am nici vorbit, nici scuze înaintea mamei. Ce viață mai are omul ăla, ce inimă are? Acolo se moară, acolo se tărească chiar, la întuneric stai și gata, nică nu mai trebuie. Îi spune inima mițitelul mă, că și s-a dus el în drum. S-a dus la moarte mițitelul. Unde duci tu de gospodărie ta? Dar și două moduri diferite de a înfrunta durerea, de a căuta dreptatea, care nu poate însemna niciodată reîntregirea familiei. Da, mă, la iertare am și să facem. Așa copiii am crescut, am educat. Și am sperat tare mult la ele că... În această fotografie sunt două prietene, Elena și Ecaterina. Acest colțișor din holul bibliotecei de la liceul Ion Luca Caragiale din Orhei a fost creat în memoria fetelor. Dar într-un moment s-a stins totul, pentru ele și pentru noi. Elevele nu au reușit să absolvească școala. Acum, doar părinții lor mai vin aici pentru a-și aminti clipele fericite, atunci când fetele erau în viață. Ne promitem că o să mergem până la ultima suflare. Să fie asasinul, numai decât pedepsit, pentru că v-a luat zilele și stați acum în mormânt, în loc să stați pe băncile universității. Elena și Ecaterina erau premiante la geografie, istorie, engleză și franceză. Mai mulți ani la rând obținuseră locuri de frunte la olimpiadele raionale și republicane. A fost o întâmplare sau ironia sorții, dar iată care a fost ultima lucrare realizată de Elena și Ecaterina. Pe 2 ianuarie, Elena împlinea 18 ani. Împreună cu prietenele sale, Ecaterina și Anastasia, au mers în capitală, la patinoar, să serbeze. Spre seară s-au grăbit acasă, unde părinții Elenei o așteptau să zică la mulți ani. Eu am ieșit prima, pentru că eram mai la margine. Pe urmă Elena și pe urmă Ecaterina. Și pe urmă se primit, eu m-am dus prima și le-am așteptat puțin, și, dar din, nici dintr-o parte nu era automobil. Și am traversat strada. Eu s-a primit că eram undeva, distanța între mine și ele, undeva vreo 2 pași. Și am traversat înspre sat. După care am auzit un zgomot. Am întors brusc și înspre Chișinău. Și am văzut fetele. Cele două fete au fost lovite de o mașină și aruncate la 10 de metri pe șosea. Anastasia spune că a întors capul deoarece a văzut o lumină puternică de mașină.
când m-am întors, le-am văzut pe deasupra capotului, așa. Am auzit că cineva striga. El a oprit mașina, striga, nu știu ce. Și a venit, venea prima mașină dinspre Orhei. Și am încercat să o opresc ca să nu treacă peste nu știu cine era acolo, sau Elena sau Katia, să nu calce. Am încercat să o opresc, dar ea a ocolit și s-a Polițiștii dus... Polițiștii sosiți la fața locului au oprit o mașină de ocazie și au transportat fetele la spital. Anastasia își amintește ultimele discuții cu Ecaterina. Am telefonat repede părinților mei să le spun că ce s-a întâmplat, ca să sune salvarii părinților, și după aceasta venea poliția dinspre, era un caz la Peresecina. După asta am aflat. Că veneau de la alt accident și el i-a depășit și-o pălit fetele și din urmă primii martori au fost polițiștii. Specialiști. Și nu a semnat nici unde a fost cadavru, nici nimic. Le-a suit în transport de ocazie și le-a transportat. Și pe urmă nu vreau să spui că eu a fost la accident. O să că nu a fost martor și lumea i-a suit și i-a dus. De atât nu a semnat unde a fost cadavru. După câteva ore de la accident, Elena, de ziua ei, a decedat la spital. O, Katia și-a revenit în rutieră. A întrebat ce s-a întâmplat și dânsă tot spus nimic nu ține minte. Întreba pur și simplu ce-i cu Lena, de ce ea stă culcat. Și i-am spus să stea, să nu se miște, pentru că să nu fie mai rău. În altă sală de operație, medicii se luptau pentru viața Ecaterinei. Spuneau că sunt șanse de supraviețuire. Însă, din păcate, peste 2 zile de comă, Ecaterina a decedat. Și s-a descris de la spital, de la operație, ce au văzut medicii, de la morgă, cum s-au descris fetele. Acolo e o strășnicie și se e descris și câte pălituri au, și câte rupturi, câte fracturi. Au avut mâinile de 3-4 locuri, picioarele. Și așa o lovitură a fost că le-a întors așa pe deasupra mașinii și le-a mus, a intrat cu capul în steclă. Este acolo bordul, a intrat copilul cu capul. Puteți să rămâi copilul și-a revenit de cum atunci. Din raportul medico-legal, moartea cetățenei Cuza Elena Gheorghe a survenit în rezultatul traumatismului asociat, traume craneo-cerebrale închise cu hemoragie în creier. Din raportul medico-legal, moartea cetățenei Trebe și Ecaterina a survenit în rezultatul traumei închise toraco-abdominale. Șoferul mașinii a fost ignorant cu părinții fetelor și nici nu s-a interesat de starea lor. Mai mult, el susținea că fetele sunt vinovate, motivând că au traversat strada neregulamentar. Eu l-am întrebat la atunci când s-a făcut experimentul, câta zi ați aflat că au decedat fetele, și el m-a spus că tocmai pe data de 4 el a aflat că au decedat a 2 fetiți. Și eu am dat întrebare, cum așa pot să faci o crimă? Poate nu-i crimă, dar poate s-a întâmplat un așa ceva. Deși dumneavoastră n-ați stat alături, lângă ușa spitalului, poate ele aveau nevoie de ajutor. Deși trebuie să suntem noi părinții, dar dumneavoastră ați aflat tocmai pe data de 4 că nu au decedat. Cele 2 fete au fost înmormântate pe 5 și pe 6 ianuarie. În rochii de mireasă, ele au fost petrecute pe ultimul drum de părinți, rude, surori, colegi de clasă, profesori, săteni, toți îndurerați de moartea fetelor. După cum spun părinții, șoferul nu a fost prezent la niciuna din înmormântări și nici nu a contactat părinții. Șoferul s-a oprit. Din câte am auzit, s-a oprit, l-am văzut la spital, părea prea încrezut în sine. Imediat după accident, polițiștii care au sosit primii la fața locului declarau că șoferul se deplasa cu viteză excesivă. Însă peste câteva zile, aceștia și-au schimbat mărturiile, iar apoi chiar au negat că ar fi văzut ceva. Întorcându-mă înapoi de la spital,
El mi-i spune că el avea în jurul 130. Peștiva două zile, el schimb părere și nu mai merge la tare, undeva la... Noi mergem cu 70, poliția rutieră. El în jurul la 90. Poliția din Orhei a inițiat un dosar penal, însă părinții sunt nemulțumiți de modul cum decurge ancheta. Au cerut și schimbarea ofițerului de urmărire penală care se ocupa de acest caz. Procedura secției de urmărire penală cu poliția Orhei se află cauza penală pornită pe semne infracțiunii prevăzut de articolul 264 alineatul 5. Deci, vinovatul care va fi stabilit riscă pedeapsă de la 6 la 10 ani. Cel mai, spun eu, dificil în acest dosar este termenii în care se examinează anumite cereri, anumite demersuri. De obicei, când discut cu ofițerul de urmărire penală sau cu procurorul, problema era anterior în faptul că din aprilie până în septembrie dosarul s-a aflat la expertiză, respectiv, nu am avut posibilitatea să efectuăm careva acțiuni de urmărire penală. Expertiza autotehnică a durat aproape jumătate de an, însă rezultatele i-au dezamăgit pe părinții care cunoșteau altă realitate. Ei spun că viteza de 80 de km la oră, indicată în actul de expertiză, este o viteză mult prea mică. Traumele fetelor arătau cu totul altceva. Dovedeți cu ce viteză trebuie să margă transportul acela ca cizmele cele nou-nouți să fie ambele talpele luate cu totul. Asta a fost o călătură de 80 de km pe oră. Mi-a scoasă spline, mi-a scoasă plămânul la cate, au fost rupte în două, intestinele au fost rupte. Asta nu a fost o călătură la 80 de km, cum se descrie de la experiența care... Cel mai supărător a fost expertiză. Și expertul de principal a Moldovei, domnul Tverdohleb, că el n-a putut evita accidentul cu 80 de km pe oră. 80 km pe oră cu așa transport nu a făcut pe un experiment. El stă la 80 km, la 21 de metri. Dar domnul Tverdohleb, de că la 60, el n-a putut evita.